Am vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să începem slujba din seara aceasta, din casa de rugăciune a Bisericii Pentecostale din localitatea Vișeu de Jos. În primul și în primul rând, mulțumim lui Dumnezeu, care i-a binecuvântat cu sănătate, cu putere și ne-a dat binecuvântarea să putem să fim și în seara aceasta la un timp de părtășie. Un moment în care, în mod special, ne dorim ca Dumnezeu să fie înălțat, Dumnezeu să fie binecuvântat în tot ceea ce face. Și, dincolo de aceasta, ne rugăm ca Dumnezeu să fie acel care să se atingă de viețile noastre, de sufletele noastre. În tot ceea ce vom face în locul acesta, ne dorim să primim din partea lui Dumnezeu binecuvântare. Binecuvântare pentru suflet, binecuvântare pentru inimile noastre. Trăim vremuri în care sunt atât de multe greutăți, poate îngrijorări, poate sunt atât de multe lucruri cu care ne confruntăm și realizăm că e atât de greu să te bucuri de viața aceasta, să ai pace în lumea aceasta. Suntem aici pentru că credem că Iisus Hristos este Prințul Păcii și prin Duhul Sfânt El este acel care poate să ne binecuvânteze și în această zi. Să ne dorească binecuvântare din partea sa pentru inima noastră și sufletul nostru. Am vrea să începem slujirea din locul acesta, rugându-L pe Dumnezeu să fie cu noi în tot ceea ce vom face. De aceea vă rog să vă ridicați cu toți în picioare și prin fratele Diacon, Vasile Ciuma, de la Vișeu de Sus, o să facem această primă rugăciune în care vom cere ajutorul și binecuvântarea Domnului pentru tot ceea ce se va face în casa Domnului. Amin. O, Doamne, Dumnezeule atot puternice, aceasta să avem invitații în casa Domnului care vor sluji prin cântare, prin vestirea Evangheliei. Le spunem un bun venit. Ne bucurăm ca împreună cu noi să fie fratele Vasile Horvat, Domnul să-l binecuvânteze, fratele va lăuda pe Dumnezeu pe cântare. De asemenea, împreună cu noi, ca invitat special pentru vestirea Evangheliei, se află fratele pastor Simeon Bumba, îi spunem și bun venit în casa Domnului. Zicem ca Dumnezeu să-L binecuvânteze în slujire, în vestirea Evangheliei. Dumnezeu să-L umple de putere și de pricepere de la El, slăvit să fie Domnul. Am vrea să continuăm părtășia noastră cu cântări de laudă, fratele Vasile Urba, un grupaj de trei cântări pe slava Domnului, după care vom continua și vom mai avea o rugăciune. Amin. Am fost mereu în ziua aceea în care am aflat de Dumnezeu, am aflat de Dumnezeu. Amăgit am fost în lume, amăgit am fost mereu în ziua aceea în care am aflat de Dumnezeu, am aflat de Dumnezeu. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-a predat. Aleluia-i că sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-a predat. Să mulțumești Domnului că te-a salvat, să avea viață veșnică. Banii mi-au fost amăgirea, banii m-au orbit mereu. Și când am deșertăciunii, morții sufletului meu, morții sufletului meu. Banii mi-au fost amăgirea, banii m-au orbit mereu. Și când am deșertăciunii, morții sufletului meu, morții sufletului meu. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-a predat. Aleluia-i
sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-a predat. Aleluia, că sunt salvat. Și mai tragi, mă dau uitării. Și mai tragi, mă dau uitării, pentru simplu crezul meu, care m-am o mântuire. Nu mă uite Dumnezeu, nu mă uite Dumnezeu. Și mai tragi, mă dau uitării, pentru simplu crezul meu, care m-am o mântuire. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-am predat. Aleluia, că sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-am predat. Aleluia, că sunt salvat. Să răsune cântarea ta de laudă din inimă. Merită Iisus lăudat. Cei ce nu-L cunosc pe Iisus, astăzi mă va șocoresc. Dar în orice ocară, pentru Tatăl meu ceresc, pentru Tatăl meu ceresc. Cei ce nu-L cunosc pe Iisus, astăzi mă va șocoresc. Dar în orice ocară, pentru Tatăl meu ceresc, pentru Tatăl meu ceresc. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul meu. Lui Iisus inima i-a predat. Aleluia, că sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima nu mai am nicio îndoială, doar Iisus e Domnul meu. Când uși viața la Corcodan, viața am primit și eu, viața am primit și eu. Nu mai am nicio îndoială, doar Iisus e Domnul meu. Când uși viața la Corcodan, viața am primit și eu, viața am primit și eu. M-a găsit, m-a salvat. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-a iertat. Aleluia, că sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat de Dumnezeu. Mi-a iertat, mi-a iertat de păcatul greu. Lui Iisus inima i-a iertat. Aleluia, sunt salvat. Domnul Iisus și ne-a dat viață veșnică. Și pentru lucrul acesta să îi spunem, Doamne, îți mulțumesc din inimă. Amin. Pentru că cine putea să ne dea nouă viață veșnică? A părăsit cerul fără ca să-i spună nimeni și a spus, acolo există o rasă de oameni la care trebuie să le dau viață. Și cântarea care ne spune, imediat, spune, dacă te apasă grijuri multe, că stare multe grijuri din lumea aceasta, vină cu ele la Domnul Iisus. Și El este Cel care poate să îți dea viață veșnică. Amin.
indiferent că ești prieten în casa Domnului, că ești frate, problemele ne înconjoară pe toți. Dar cel care dă binecuvântare și viață pentru veșnicie este numai Domnul Dumnezeu, mărire Lui. Amin. Mâna ta de
simte că inima. Spune-mi ce spital din lume te mai poate face bine. Doctorii nu se dau scăpare, doar Iisus de vindecare. Mările lui, o Iisuse, mâna ta, să-mi aline inima. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. O Iisuse, mâna ta, să-mi aline inima. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. Chiamă-L cu rugăciune și El se va apropia de tine. Fără bani și fără plată, El te vindecă îndată. Nu vrea Domnul meu cel mare să te chinui prin spitale. O Iisuse, mâna ta, să-mi aline inima. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. O Iisuse, mâna ta, să-mi aline inima. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. A promis Iisus că în seara aceasta se oprește lângă tine. Spune-i durerea ta. S-a oprit Iisus la tine, crede că te face bine. Domnul îți va da iertare și a lui dulce vindecare. O Iisuse, mâna ta, să-mi aline inima. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. O Iisuse, mâna ta, să-mi aline inima. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. Mâna ta de m-ar atinge, Doamne, eu m-aș face bine. Înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să citesc câteva cuvinte, rămânem așezați din Psalmul 34, un psalm al împăratului David. Un psalm al împăratului David care are un îndemn pentru noi și are de asemenea și o mărturie personală a relației și a întâlnirii pe care el a avut-o cu Dumnezeu. El ne îndeamnă în seara aceasta și spune: înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. El, după ce îndeamnă la laudă, mărturisește ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. De foarte multe ori, noi am putea să spunem că în anumite momente ale vieții zicem: n-avem motiv să lăudăm pe Dumnezeu. Că probabil, uitându-ne la ceea ce ni se întâmplă, am putea să spunem, nu știu, sunt și bolnav, duc și lipsuri, avem și greutăți, avem și nemulțumiri. În mod sigur însă, eu cred că, chiar dacă nu întotdeauna merg lucrurile așa cum vrem noi, uitându-ne spre Dumnezeu, putem să realizăm că de foarte, foarte multe ori în viața noastră Dumnezeu a intervenit și ne-a binecuvântat.
poate mai mult decât am gândit noi. Omului Dumnezeu, David, mărturisește și spune, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Eu am căutat pe Domnul, spune împăratul David, și eu vreau să vă spun că cred că orice om care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeul pe care îl cunoaștem noi nu este un Dumnezeu care să nu răspundă, un Dumnezeu care să nu vorbească, un Dumnezeu care să nu se descopere. Poate că nu-L găsim pe Dumnezeu, nu pentru că El n-ar vrea să se întâlnească cu noi. Poate că nu-L căutăm. Poate că n-avem credința necesară. Poate că n-am descoperit faptul acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu viu, slăvit să fie El. Este același care îl găsim pe paginile Sfintei Scripturi descoperit. Este același acum și în viețile noastre slăvit să fie Domnul. Credem că din cei care sunteți astăzi aici, poate că mulți dintre dumneavoastră ați putea să mărturisiți că Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea. Că atunci când l-ați căutat, El s-a descoperit. Omului Dumnezeu, David, mărturisește și spune, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude, slăvit să fie Domnul, și scapă din toate necazurile lui. Versetul 8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am vrea să ne închinăm în această seară și, în primul rând, să înălțăm numele Domnului. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu care ne-a făcut mult bine. Și de asemenea, tot în această rugăciune, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să se descopere El în locul acesta. În mod sigur sunt oameni care îl caută, în mod sigur sunt oameni care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, sunt oameni care au realizat că cu toată străduința lor, cu tot ceea ce ei fac aici, cu tot ceea ce pot ei să facă, nu-i îndeajuns și au nevoie de ajutor. Eu cred că Dumnezeu se poate descoperi în seara aceasta și mulți din cei ce suntem aici să putem să mărturisim că în această seară am gustat și am văzut că bun este Domnul, slăvit să fie El. Ne vom ruga în sensul acesta și pentru aceasta v-aș ruga să ne ridicăm cu toți în picioare și această rugăciune să o lansăm către Dumnezeu prin doi frați, fratele Alexa și în urmă fratele Alin se vor ruga în sensul acesta. Binecuvântăm numele Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să se descopere tuturor celor care îl caută în seara aceasta. Amin. Hai să reocupăm locurile. Fratele Vasile Horvat, mă rog pe Domnul, cu grupaj de patru cântări, în urmă, prin fratele păstor Simeon Bumbar, vom asculta cuvântul Domnului. Zicem ca Domnul să binecuvânteze și pe fratele în cântare și, de asemenea, Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe fratele Simeon Bumbar în vestirea. Amin. Amin. Îmi cer curate scuze pentru întârzierea aceasta. Am încurcat drumul, pentru că se mai întâmplă în lumea aceasta să mai încurci lucrurile și am venit pe altă rută, că dacă eram mai devreme aici, știam să mă aranjez lucrurile un pic mai tehnic aceasta să ne ajute mai mult. Dar sper că nu o să vă supărați. Cine se supără? Noi din Dumnezeu. Am fost atent la rugăciunea fratelui, nu știu care s-a rugat cu bărbatul, și spunea că ziua de mâine nu este a noastră. Vreau să vă spun că lângă Dej, pe drumul care duce către Cluj, soția unui văr de-al meu a fost spulberată de o mașină. Săptămâna trecută a fost în Montana. Ea pleca la o firmă ca să se angajeze. A ieșit din casă, dar nu s-a mai întors. E adevărat cum s-a rugat fratele, că ieșim și nu știm unde ne ducem. De aceea, cel mai important în lumea aceasta, pe iubiților, este ca să îl slujim pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Și apoi fie că plecăm la Domnul prin accident de mașină, sau că plecăm la Domnul așa, fără nicio problemă, Domnul să fie slăvit în toate. Amin. E adevărat că acea soție tânără de 19 ani nu era de confesiunea noastră. Îl cunoștea pe Dumnezeu în felul ei. Asta a fost o problemă destul de gravă pentru familia noastră, dar Dumnezeu este Cel care poate mângâia pe toți oameni. Iubiților, dacă încă mai sunteți la răscruce de drum, primiți-L pe Domnul în inima noastră.
E frumos să trăiești cu Domnul. Cântarea ne spune, prin voi adânci cântăm și ne rugăm. Domnul să ne dea putere să cântăm din toată inima. Contabilizează și sentimentul meu, cum slujesc. Și va veni o vreme când voi sta înaintea Lui și El îmi va spune, atunci n-ai cântat din inimă, atunci n-ai predicat din inimă. De aceea, preiubiților, doresc din toată inima ca Domnul să ne dea putere prin Duhul Sfânt să trăim cât mai mult lângă El. De Iisus, fraților,
vă gândiți la ce e sus, fraților, mai aproape și mai sfinți, Domnului să-i fii plăcuți, să rămânem cu Iisus, fraților. Mai aproape și mai sfinți, Domnului să-i fii plăcuți, să rămânem cu Iisus, fraților. Să rămânem cu Iisus. Și să nu ne amăgim, fraților, ce lumesc să nu iubim, fraților. Până la moarte vă păstrați, plin de Duhul Sfânt curați, și de lume ne întinați, fraților. Până la moarte vă păstrați, plin de Duhul Sfânt curați, și de lume ne-ntinați, fraților. Cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea ta pe lume este mea. Iar dragostea din tâi, fraților, să rămânem păcălbi, fraților. Celui rău vă potriviți și rămâneți neclintiți, prin credință biruiți, fraților. Celui rău vă potriviți și rămâneți neclintiți, prin credință biruiți, fraților. Împotriviți-vă în tame neamului în credință și El va fugi de la voi. De curând vom fi răpiți, fraților, de aceea vă sfințiți, fraților. În Iisus vă bucurați, nici un pas înapoi nu dați, ci iubiți-vă ca frați, fraților. În Iisus vă bucurați, nici un pas înapoi nu dați, ci iubiți-vă ca frați, fraților. Ci iubiți-vă ca frați, fraților. Dacă poți, te rog, mă iartă, că m-am dus de lângă tine. Și-am plecat în depărtare, te-am lăsat cu supărare, și-am făcut ce nu e bine. M-am întors acasă, ți-am adus numai eu.
ai dudate. M-a întors acasă, toate o iarte, ți-am adus numai rușine. Vin din depărtare, inima mă doare și când mă întorc la tine. Să deschidem Biblia la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 24 și terminând cu versetul 26. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 23, 24 la 26. Pagina în Biblie 1170. Ascultăm cu atenție cuvântul Scripturii. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de gânduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Vă rog să vă rog. Iubiți frați și surori, stimați invitați la această seară de evanghelizare, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, pacea Domnului Iisus, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mă bucur să vă revăd după mai mult timp. Suntem aici împreună și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru seara aceasta de evanghelizare. O seară în care El mai lasă har pentru noi. O seară în care El mai vrea ca prin cuvântul Lui să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Iar prin atunci când noi suntem receptivi la Cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt ne poate trezi la realitate, acest cuvânt ne poate face să ne dăm seama cum ne găsim noi în relația cu Dumnezeu și lăsând acest cuvânt să lucreze în ființele noastre, acest cuvânt ne poate modela viața, ca noi, ascultând de adevăr, să putem să ne desprindem din cursa diavolului și să putem face întotdeauna voia lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun cu noi și bunătatea lui se manifestă în fiecare zi față de noi. Ne dă și soare, ne dă și ploaie, ne dă lucrurile necesare vieții. Important este ca noi oamenii, în trecerea noastră grăbită către veci, cum spune un poet, să ne oprim, să ne analizăm viața și să dorim să nu facem voia celui rău, ci așa cum ne rugăm în rugăciunea aceasta Tatăl nostru, pe care poate o rostim de mai multe ori pe zi și spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar pe pământ unde? În viețile noastre. Și dacă voia lui Dumnezeu se face în viețile noastre, noi putem să fim acei oameni plăcuți lui Dumnezeu și să avem nădejdea că orice s-ar întâmpla cu noi în viața asta, vom fi cu Dumnezeu în veșnicie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Altfel, putem fi religioși, putem fi oameni care să ne numim credincioși, având fiecare culoarea lui confesională,
Dar asta nu ne va ajuta la nimic decât dacă vom trăi așa cum ne cere Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am stat mult și m-am luptat despre ce să vorbesc. Cu toate că, să fiu sincer, venind spre dumneavoastră încă de acasă, aveam așa pe inimă să vorbesc despre adevăr. Mă gândeam la trăire în adevăr, la umblare în adevăr. Însă, ajungând aici, m-am oprit la pasajul acesta. Și în acest pasaj, după cum ați observat, ni se spune că slujitorul lui Dumnezeu, omul pe care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, el trebuie să urmărească câteva lucruri pe care Dumnezeu îi le cere. Ca în final, prin mesajul pe care el îl transmite, Dumnezeu Sfântul este cel care poate să lucreze la inima omului, dacă vede că și omul e deschis la cuvântul lui, ca omul să ajungă la cunoștința adevărului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mi-au gândit de Lidia. Mulți ați auzit despre ea, acea femeie care era vânzătoare de purpură, comerciantă, era o femeie de afaceri, venea de undeva, de la o distanță apreciabilă, de pe teritoriul actual al Turciei, și a ajuns undeva în ținutul Macedoniei, partea de nord a Greciei, de astăzi, într-o cetate cu numele de Filip. O cetate frumoasă, o cetate importantă, în vremea respectivă. Și femeia aceasta, din câte citim în Scriptură, era o simpatizantă a religiei iudaice. O interesa despre Dumnezeu în evreil. În lumea în care trăiau grecii atunci, erau mulți zei, mulți Dumnezei, era o lume politeistă. Însă evreii se închinau unui singur Dumnezeu. Și din câte citim, femeia aceasta era interesată de Dumnezeul evreilor. Ajungând în Filip, s-a interesat dacă e undeva vreun loc unde se adună evrei, unde se vorbește despre Dumnezeu. Și cuvântul Scripturii ne spune că undeva lângă o apă, lângă un râu acolo, s-au adunat niște femei ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce este interesant acolo? Și asta, vedeți, dacă pentru un predicat sunt puse câteva lucruri pe care el trebuie să le urmărească. Adică să nu se certe, să fie blând, să învețe și plin de îngăduință răbdătoare, și mai spune în stare să învețe, plin de îngăduință răbdătoare, ei, și pentru cei care ascultă, cuvântul lui Dumnezeu spune ceva foarte important. Și auziți, în Fapte 16 cu 14, vorbim deja despre Lidia, o să observăm că ne este scris acest cuvânt. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, o femeie temătoare de Dumnezeu și ascultă. Atenți, ascultă. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Foarte important este să asculte. Foarte important e ca omul să fie dispus să asculte cuvântul lui Dumnezeu. În Eclesiastul, cartea aceasta, scrisă de înțeleptul Solomon, în capitolul 5, în versetul 1, scrie acolo: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci o jertfă nebunilor, durii, Solomon. Zilele astea vorbeam cu cineva și îmi spunea, am fost așa la biserică, dar așa eram de frământată și parcă nici nu știu ce să vorbim acum. Zic, ție ți se potrivește ce spune Traian Dors într-o poezie de-a lui. Nu ești departe până Duhul și rugăciunea nu ți-s rece. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele dus pe veci. Adică acolo te rogi ca Dumnezeu să te lumineze și să-ți dea putere. Și apoi o altă strofă spune: nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit. Când inima ți-e la altă parte, chiar stând aici, ești rătăcit.
Spunea dor. Și a zis, domnule, urmare adevăr. Pentru că noi de multe ori, vedeți, venim la biserică, avem așteptările noastre. Cine ne va vorbi? Cine ne va spune? Cum va fi? Dar eu vreau să vă spun că e foarte important să luăm aminte la acest cuvânt, pentru că acest cuvânt este al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Tema, mesajul, pe care doresc să-l transmit în această seară cu ajutorul Domnului, o voi intitula astfel. Oricât de important este ca oamenii să vină la cunoștința adevărului. Oricât de important este ca oamenii să vină la cunoștința adevărului. Vedeți? Aici Apostolul Pavel spune clar lui Timotei. Zice, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Păi mă, lumea asta, în care sunt multe minciuni, multe neadevăruri, multe lucruri pe care le spun unii oameni. Nu? Sunt lucruri pe care oamenii le acceptă cu multă ușurință, dar de multe ori oamenii ajung exact ca pe vremea Domnului Iisus Hristos, care uitându-se la cărturarii și farisei din vremea respectivă și la oamenii de atunci, le-a spus la un moment dat, tare vă mai rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea Lui Dumnezeu. Dacă există adevăr în lume, atunci adevărul e aici, în Scriptură. Cuvântul Lui, legea Lui, poruncile Lui, ele sunt adevărul. Unul din oamenii care au fost folosiți de Dumnezeu, numele lui este Ezra, în cartea Psalmilor 119, lui îi se atribuie acestui cărturar, care a avut un rol important în istoria națiunii evreiești, mai ales după venirea evreilor din exilul babilonian, omul acesta spune cuvântul Scripturii că el a scris versetul 140. Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Iar versetul 151 spune, dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Deci adevărul pe care îl caută oamenii e doar la Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a lăsat aici scris în cuvântul Scripturii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar vedeți, dumneavoastră. Problema este că toți oamenii interpretează Scriptura. Toți oamenii o iau, toți oamenii, vedeți, spun la noi adevărul și mai ales în zona Sighetului, una din întrebările pe care ți le pun oamenii la un moment dat când vor să afle apartenența ta la o grupare religioasă, ei pun întrebarea aceasta. Ești la adevăr? Ești la adevăr? Cu alte cuvinte, ai ajuns la cunoștința adevărului? Și, vedeți dumneavoastră, întrebați pe oricare. Penticostalul va spune la noi adevărul. Catolicul la noi adevărul. Ortodoxul la noi adevărul. Adventistul la noi adevărul. Martorul va spune la noi adevărul. Fiecare, cum e vorba asta, trage foc la o la urmă. Și până la urmă, oamenii stau și se întreabă și totuși, la cine adevărul? Cine cunoaște adevărul? Sunt întrebări care frământă mintea noastră. Aș vrea în această seară să privim împreună în acest cuvânt al lui Dumnezeu și să vedem cum Dumnezeu este interesat ca noi oamenii să venim la cunoștința adevărului. Apoi, trebuie, vom înțelege și vom primi cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt condițiile în care un om poate să vină la cunoștința adevărului și apoi în final, în al treilea rând, vom vedea beneficiile pe care le are omul în urma faptului că a ajuns la cunoștința adevărului. Haideți să începem cu primul. Primul lucru pe care vreau să-l supun atenției dumneavoastră în această seară este acesta. Cunoștința adevărului este o lucrare, un lucru pe care Dumnezeu îl dorește tuturor oamenilor. Reține. Cunoștința adevărului e un lucru pe care Dumnezeu îl dorește fiecărui om. Tuturor oamenilor.
de pretutinde, din toate colțurile lumii. El dorește ca oamenii să vină la cunoștința adevărului. Acest lucru îl voi argumenta prin ceea ce spune tot Apostolul Pavel, dar de data aceasta, în 1-a epistolă către Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Și uitați-vă ce spune aici. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, ceruri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărat și pentru tot cei ce sunt înălțați întregători, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Observați? Dumnezeu dorește ca noi oamenii să ne rugăm. Eu porunc. Și adevărul pe care dorește Dumnezeu să îl cunoască toți oamenii, el se va putea vedea în versetul 3 și 4 unde spune așa. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, auziți, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Auziți? Cunoștința adevărului este un lucru dorit de Dumnezeu pentru toți oamenii. Asta ne arată ceva, ne spune ceva. Că Dumnezeu e interesat direct ca fiecare pământean, fiecare om să vină la cunoștința adevărului, să cunoască adevărul. Și pentru aceasta Dumnezeu a făcut lucruri mari. A ales pe Avram într-o bună zi. Un om care să-i poarte numele în lumea asta. El venea dintr-o lume politeistă. Am predat de multe ori despre istoria asta veche, despre civilizația aceasta Mesopotamia. Și am încercat să le arăt celor care studiază să poată să vadă de unde l-a chemat Dumnezeu pe Avram. Ori, era o cetate care din punct de vedere istoric este atestată și a fost dovedită în urma săpăturilor areologice conduse de către Sir Leonard Woolley, un renumit areolog britanic, englez, care cu echipa lui a scos la lumină cetatea Ur. Cetatea asta, despre care unii citeau în Biblie, mai știau, știu eu, din anumite surse istorice. Iar astăzi vreau să vă spun că nimeni nu mai poate tăgădui că Urul nu există. Am un băiat care e în clasa 5-a și stăteam cu el și discutam despre istorie, se pregătea și el, mă rog, pentru un test. Și la un moment dat m-am uitat și am văzut că mai nou este introdus în manualele de istorie antică din clasa 5-a despre existența Urului și despre existența unui cod de legi care a fost dat cu undeva în jurul anului 2250 înainte de Hristos, de către regele Ur-Nammu. Ăsta era numele lui. Se știa de codul de legi al lui Hammurabi, de alte coduri de legi, dar puțin știau de acestea. Ei, însă, acolo, în cetatea asta locuită Avraam, ei se închinau unor zei. Când s-a descoperit Urul, s-a putut vedea un templu faimos, iar în jurul lui încă 5 temple mai mici, în formă de semicerc, unde oamenii veneau și aduceau și plăteau impozitele, erau un fel de finanțe, în alt loc erau alte și alte, tu intru acum în detalii, unde erau conduși oamenii. Astea sunt demonstrate de istorie. Și într-o bună zi, Dumnezeu îl cheamă pe Avram de acolo, zice, Avram, eu te chem, ieși din țara ta, din rudenia ta, a plecat și au plecat și părinții lui, în prima fază, tatăl său, frații lui, însă dacă sunteți curioși și vă veți uita pe harta Mesopotamiei, o să vedeți că a ajuns undeva la Hala, undeva mai sus, și de acolo, acolo s-a oprit. Însă Dumnezeu l-a chemat în mod special acum pe Avram, și Avram merge în țara Canaanului, și cu el întemeiază un nou popor, o nouă națiune și întrebați pe toată fața pământului, pe un om, indiferent, un român. Care a fost primul român? Nu cred că știe cine. Un ucrainean, un rus, un german,
Pe care vreți? Întreabă-l, care a fost primul german? Nu știți. Dar tu te întreabă pe un evreu. Care a fost primul evreu? Când ai clipit din ochi, o să spună Avraam. Pe el l-a chemat Dumnezeu. Și uitați-vă, nu o să insiste acum pe partea istorică, însă Dumnezeu a format un popor care să-l reprezinte pe el. Acestui popor a dat legea, prin acest popor au venit prorocii, care au fost primiți de Dumnezeu să semnaleze călcările de lege ale poporului. Și mergând așa mai departe, din acest popor, Dumnezeu a ales pe Fecioara Maria, care l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a coborât în lumea noastră. Și dacă oamenii bășbăiau în întuneric, dacă oamenii umblau în lumea asta și nu știau unde e adevărul, uitați-vă, aici am vrut să ajung și am ajuns în Evanghelia după Ioan. În capitolul 1 ni se arată cum Iisus Hristos a coborât în lumea noastră. Și scopul Lui, scopul întrupării Domnului Iisus, a luat natura asta umană și în Evanghelia aceasta, în capitolul 1 și de la versetul 14 citim: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi prin har și adevăr și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi versetul 16 spune: și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Atenție, mă! Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Ei, spuneam primul lucru, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. De aici putem să vedem interesul lui Dumnezeu. Ca fiecare om să cunoască adevărul. Fiecare om să poată veni la cunoștința adevărului. Și pentru aceasta, uitați-vă cât a făcut Dumnezeu. Și toate astea le-a făcut culminând cu trimiterea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, care ne-a dus adevărul mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Țin minte când au ajuns americanii pe lună, cineva cuvânta atunci și spunea așa: cel mai măreț eveniment din istoria omenirii este faptul că omul a pus piciorul pe lună. Dar unul din slujitorii lui Dumnezeu, Billy Graham, încă trăiește, are 98 de ani, a participat la investirea multor președinți ai Statelor Unite ale Americii, a avut și el un moment când a putut vorbi și știți ce a spus. Cel mai măreț eveniment din istoria omenirii nu este faptul că omul a pus piciorul pe lună, ci faptul că Fiul lui Dumnezeu a pus piciorul pe pământ. Și știți de ce? Ca să ne aducă adevărul. Ca noi oamenii să putem ajunge la cunoștința adevărului. Slăvim și măriți să-i fie. Am clarificat primul lucru. Și cred că toți sunteți de acord că Dumnezeu e interesat de fiecare dintre noi ca noi să venim la cunoștința adevărului. Bun? Acum mergem la al doilea lucru. Și vă spuneam de condiții. Cunoștința adevărului, țineți minte, în al doilea rând, e posibilă acceptând condițiile puse de Dumnezeu. Atenție! Repet încă o dată. Cunoștința adevărului e posibilă acceptând condițiile puse de Dumnezeu. Oamenii vor să cunoască adevărul. Oamenii ar dori să dețină adevărul. Însă, ascultați bine, nu ne putem bate cu pumnul în piept. Și ne putem baza pe faptul că aparținem unei grupări religioase. Și asta automat ne face posibilă cunoștința adevărului. Nu, nu, nu. Uitați-vă bine. Cunoștința adevărului e posibilă doar, rețineți, prin acceptarea condițiilor puse de Dumnezeu. Și care sunt condiții? Uitați-vă, în textul pe care l-am citit, e una din condiții. Și cuvântul Scripturii ne spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 25, spune: să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința,
ca să ajungă la cunoștință adevărului. Care e condiția? Adică, fără pocăință nu poate nimeni să cunoască adevărul. Fără pocăință nu e posibil, uitați-vă ea, se proiecte. Nu e posibilă cunoștința adevărului. Nu poate omul să ajungă la cunoștința adevărului fără pocăință. Pocăință nu este ceva opțional. E adevărat că de foarte multe ori auzim pe oameni vorbind de pocăință. Și ca cea mai mare greșeală a oamenilor, când vorbesc despre pocăință, este că foarte mulți oameni, ei privesc pocăință prin prisma pocăinței. Adică, oamenii se uită așa la câte unul care are numele de pocăință și când aude de pocăință, zice, lasă-mă cu pocăință. Nu-i până la voi. Dar ești așa în general. Înțelege? Ei privesc pocăința prin prisma pocăinței. O, da, poate de un om din ăsta care se numește pocăință, dar nu vă sunt așa. În fel și fel de ipostaze, făcând fel și fel de lucru, face, aaa, pocăința ăsta. Nu asta e liniște. Că adevărata pocăință, ea, e acea pocăință care presupune, rețineți, o întoarcere reală a omului la Dumnezeu. Și ce însemnează? În originalul grecesc, pentru pocăință este termenul metanoia, schimbarea minții. Adică, atunci când omul își dă seama că relația lui cu Dumnezeu nu poate fi oricum. Adică nu poate omul trăi în păcat, în mizerie, în fel și fel de lucruri și să-și aibă relație cu Dumnezeu. Nici nu omul. Ba, din potrivă, omul conștientizează că păcatul e un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Și Biblia spune în Isaia 59, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, versetul 1 și 2. Nici urechea lui prea tare să audă, ci nelegiuirea voastră spune, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și păcatele voastre chiar ascund fața ca să vă ascunde. Deci păcatul e o mare problemă. Și atunci ce legătură are pocăința cu păcatul? Știți ce legătură are? Spuneam undeva și îmi place foarte mult. Și o să spun și în seara asta. Una din explicațiile pocăinții, poate una din cele care îmi plac mie cel mai mult, ei aparține lui unui slujitor al lui Dumnezeu, se numește Grigore Teologul, Biserica Ortodoxă. Îl recunoaște ca unul din mari, mari părinți bisericești. Alături de Vasile cel Mare, acest om și alții părinți capadocieni, cum mai sunt numiți ei, ei, omul acesta a definit într-o bună zi pocăința și a auzit ce spune el despre el. Pocăință, spune el, are două fețe. Ea privește spre cele trecute și spre cele viitoare. Când privește spre cele trecute, rețineți pocăință, ea privește spre păcatele făcute și plânge pentru ele. Când privește spre cele viitoare, caută să nu le mai facă. Nu asta e pocăință. Că oamenii poartă numele de pocăință. E unul. Dar ca să se pocăiască, e altul. Că sunt anumiți oameni care, mă rog, pot să aibă momentele acelea care să plângă pentru păcat. Exact să vadă fața aia pe care a văzut-o Grigore, teologul, care spune, când privește spre cele trecute, privește spre păcatele făcute și plânge pentru ele. N-ați văzut oameni care plâng? Și îi pare rău că au făcut. Dar a doua zi e tot acolo să. Dar pocăința adevărată, ea privește spre cele viitoare, adică caută să nu le mai facă. Nu avem noi asemenea pocăință. Adică mai că rămâne. Dacă omul o mințit și îi pare rău că o mințit, zic, gata, mă pocăiesc, dar nu mai mint. Dar a doua zi, a, las că mai trage asta, nu? Pocăința, dacă o furat. Și-a zis, m-am furat ani de zile și am înșelat păi și așa mai departe, nu? Dacă însă o pocăit, plânge și spune, pare rău! Dar zice, de azi încolo nu mai fost. O curvi. O făcut fapte murdare, imorale, nu? Plânge și spune, pare rău că am făcut. Mi-am înșelat nevastă, soțul. Dar de astăzi încolo, dacă e pocăință,
Când privește spre cele viitoare, zice, gata, nu mai fac asta, nu asta e pocăit. Iar dacă e vreunul care zice că e pocăit și l-a făcut și-o dat și poate să-o și-o boteză, că i-am văzut și de aici. Care să-o și-o boteză, că noi nu vine să ne lăudăm aici, înțelege? Zice, cât de mult suntem noi, că i-am văzut și de aici. Care s-o botezat, a fost pornit, așa, ca și motoarele astea cu, mă rog, scumpe, nu? Eu ieșit numai fum după ei, așa, viteză mare. Ai gândit că ei deja, nu vadă pe unde mi-ai văzut iară. Ban pe loc, banancul. Aia nu-i pocăit. Și sunt mulți oameni care, din păcate, nu se pocăiesc cu adevărat. Și nici nu cunosc adevărul. Ei numai au impresia că au ajuns să cunosc adevărul. Deci eu mă rog lui Dumnezeu în această seară și spun, Doamne, noi vrem să cunoaștem adevărul. Amin. Și dacă este cineva care încă nu-l cunoaște, înțelege condiția pe care o pune Dumnezeu, biserica pentecostală. Dacă vrea cineva să cunoască adevărul, să ajungă la cunoștința adevărului, atunci trebuie să accepte această condiție. Pocăință. Uitați-vă, spune la un moment dat, acolo în 2.1 Timotei, capitolul 2, unde am citit versetul 4, zice, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Da? Spune, ca toți oamenii să fie mântuiți, spune versetul 4, stai la 3, și să vină la cunoștința adevărului. Care adevăr? Dacă vă uitați aici, uitați-vă următorul verset. Deci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Și uitați-vă, între Dumnezeu și oameni și două puncte. Omul, Iisus Hristos, ăsta e adevărul. Nu spuneți în câți mijlocitori au oamenii și în zilele lor. Și asta era în mod deosebit pentru acei oameni din acea vreme. Dar problema lor a fost greu să se pocăiască. Uitați-vă când merge apostolul Pavel și predică la Atena. Atenieni erau niște oameni, mă rog, foarte înțelepți. De acolo vine înțelepciunea, filozofia greacă și tot ce vine. Și ajunge Pavel și le predică Evanghelia și spune, pe când străduteam cetatea voastră, am văzut acolo toate privințele, pe alte cuvinte, spune, cum spune acolo, știți ce spune? Vă găsiți foarte religioși, auzi, dar nu mântuiți, nu sunt foarte mântuiți. Nici că ați ajuns la cunoștința de Dumnezeu. Foarte religios. Ei, dar zice, la un moment dat, acolo, apostolul Pavel, și o să citesc cuvintele acelea, cetatea era plină din lui. Am văzut Atena, odată, am avut ocazia să văd, am avut ocazia să văd chiar locul unde a predicat apostolul Pavel, cel puțin să presupun. Eu acolo, o placă din Marmurus, e scris în predica aceea. Însă, la un moment dat, el le spune următoarele lucruri de la versetul 29. Astfel, da, fiindcă, auzit, suntem din neam de Dumnezeu. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremuri de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E porunca lui Dumnezeu. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a dat rânduit pentru aceasta, despre care a dat o dovadă nedăgăduită prin faptul că l-a înviat din mort. E, dar știți care a fost reacția lor? Când auză ei din vierea morților și băteau joc de el și a zis, asupra acestor lucruri te-am ascultat, altă dată întreb eu. Puteau ei să ajungă atunci la cunoștința de lui? Puteau. Aveau soluții? Aveau. Dar știți care a fost? Problema a fost de atitudine. Și oamenii au zis, asta nu ne interesează, du-te pe avem. Și vezi-ți de treabă. Și vă spun că în ziua judecății, acești oameni vor plânge amarnic și vor spune, am fost noi înțelepți și deștepți. Am crezut noi că suntem ceva. Și-a venit Pavel ăla, trimisul lui Dumnezeu și mi-a spus soluția. Dar noi n-am vrut să o acceptăm. Eu vreau să vă spun că mulți oameni din zilele noastre au posibilitate să cunoască adevărul, să ajungă la cunoștința adevărului. Dar cea mai mare problemă este să accepte pocăința. Adică acea schimbare, acea schimbare a vieții, acea întoarcere la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, încă ceva.
o altă condiție pe care Dumnezeu o pune ca oamenii să ajungă la cunoștința adevărului, o găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul acesta 8 și de la versetul 31. Și cuvântul Scripturii spune aici următoarele cuvinte pe care le citesc. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul. Ne oprim aici, apoi asupra celei de-a doua părți, vom reveni mai târziu. Uitați-vă bine, revenim din nou la versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevăr. Adică rămânerea în acest cuvânt. Adică a nu ieși din cuvânt. Eu predau, de-a lungul anilor am predat un curs studenților, seminariștilor, despre cum se interpretează Scriptura. Se numește hermeneutică. Nu intru acum eu în detalii, așa numai. Și le-am spus că de-a lungul istoriei teologiei există trei surse de autoritate. Una e Biblia, o sursă de autoritate. Și unii zic ce scrie în Biblie, el atât rămâne. Alții zic e și tradiție. Alții mai vin și spun e rațiuni. Adică, unii vedeți dumneavoastră când îi întreb: bun, voi asta o faceți, dar de unde? În tradiție. Dar voi asta de ce nu acceptați? Ce? Mintea mea nu poate să accepte acest lucru. Dar eu, ca să vă ajut, și mă ajut și pe mine, eu vreau să vedem ce scrie Biblia. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, Apostolul Pavel spune aici un lucru foarte important. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce? Peste. Adică să rămâi în cinci. Vrei să fii la cunoștința adevărului, să ajungi la cunoștința adevărului, trebuie să rămâi în cuvântul care e scris. N-a predicat Pavel la Galatia? N-au fost acolo oameni care au privit adevărul? Ba da! Și au venit alții și au zis: nu e de ajuns atât. Voi mai trebuie să faceți asta, șapte, casă. Și odată i-o surcit, i-o întors, de nu mai știu nici ei ce să facă. Și Pavel a zis: așa de ușor treceți voi, nu mirc așa de ușor, treceți voi de la lucrurile, de la o Evanghelie predicată de mine la altă Evanghelie, tot în 1 Corinteni, în capitolul 15. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 1 și 2: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas, observați? La cunoștința adevărului se poate ajunge numai rămânând acolo în cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune Pavel mai departe. Orice traducere a Bibliei puteți să o luați, că tot asta scrie. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum am propovăduit-o. Afel? Degeaba scrie. Câți oameni n-au crezut? Și la final o fie degeaba. Vă ziceam, merg la adunare. Că scrie și acolo, dar n-am făcut noi minunea, nu? Bă, da, s-a făcut. Dar n-am scos noi dragi, bă, dar n-am prorocit, bă, dar n-am predicat noi, bă, dar n-ați cântat noi, bă, am cântat, dar n-am tot noi numele tău din buză. Bă, da, asta. Numai că voi ați trecut peste ce-i scris, dați rămas în ăla. Și Biblia spune că l-ați făcut și fără de lege. S-a făcut asta. Te alegi cu nimeni. N-ar fi dureros să umbli de mic, eu de mic umblu. Eu țin minte lucruri de la 5 ani în biserică. Și la final să se spună: nu te cunosc. Ar fi dureros. Observați cât de important este să poți, veți rămâne în cuvântul meu și veți cunoaște adevărul. Încă o altă condiție. Haideți să deschidem în 1 Petru, capitolul 1 și acest, capitolul 1. 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Uitați-vă ce spune aici. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții.
Deci când privim aici la acest cuvânt al lui Dumnezeu, noi ne putem da seama că omul poate să spună am ajuns la cunoștința adevărului dacă îl țineți. Se pocăiește, rămâne în cuvânt și ascultă de el. Ascultă de adevăr. Cuvântul e adevăr. Ascultă de adevărul lui Dumnezeu. Pot să vină 100 să spună nu știu cât. Pot să vină să îmi vorbească despre alții, despre Dumnezeu, în fel și fel de lucru. Pot să vină alții să nege. Să spună nu există Dumnezeu. Știi ce le-ar răspunde el? Cum zice un poet, picătură în marea vreme, nu contează crezul tău. Adevărul e neschimbabil. Vrei, nu vrei? E Dumnezeu. Ăsta nu se schimbă. Păi ăsta nu schimbă. Au încercat să schimbe, nu? Și comunici, că au făcut Biblia asta. Și au râs din ea, nu? Și alții au vrut să scoată din ea. Și în America au zis, teologi și teologie. Și au zis, scoate de aici. Au zis, de ce numai rugăciunea tatăl nostru? Că e puternică mișcare feministă și au zis, să fie și mama noastră. Auzi? Ba, au citit în Biblie despre dreapta lui Dumnezeu. Și au zis că era stângaș. Pe vremea era un președinte stângaș. Nu, n-au mai dat nume. Nu? Și au zis, scrie-mi, zice, și scrie și stânga lui Dumnezeu. Să nu jignim cumva. Auzi? Oamenii nu pot să-și permită fel și fel de lucruri. Dar ascultați bine. Noi trebuie să ascultăm de ce este aici. Și ascultând de adevăr, știi ce se întâmplă? Petru spune aici un lucru extraordinar și o să citesc puțin mai jos ca să vedem care e până la urmă rezultatul. Zice, deci, versetul 22, 1 Petru. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă, atenție, ați fost născuți dintr-o, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și viață. Adică știi ce se întâmplă? Omul, atenție, pocăindu-se, rămânând în cuvânt, ascultând de adevăr, omul devine o făptură nouă, o zidire nouă, un om nou. Sau cum spune Iacov, conducătorul bisericii din Ierusalim, cel despre care, ia, îl dau document și în istoria asta pe care o scrie istoricul latin, Iosefus Flavius, se găsește și în librării. El spune că în anul 63, în timpul marelui preot Anania la Ierusalim, a fost omorât cu pietre Iacov, acest om de care Dumnezeu s-a folosit. Și el spune în capitolul 1, versetul 18, epistola aceasta, următoarele lucruri. Și citim, și uitați-vă ce spune aici. El, din bună voia lui, adică Dumnezeu, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Auziți? Ei, ce se întâmplă când un om vine la cunoștința adevărului? El devine făptură nouă. El devine un om nou, un om schimbat, un om transformat. Vrem să fim astfel de oameni? Amin. Doamne ajută-ne! Ei, vedeți? Cunoștința adevărului este un lucru pe care Dumnezeu îl dorește tuturor oamenilor. El vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Am văzut în al doilea rând, cunoștința adevărului e posibilă prin acceptarea condițiilor puse de Dumnezeu. Când oamenii acceptă pocăință, acceptă rânurile în cuvânt, acceptă să asculte de adevăr, acest adevăr, ați auzit? Avem produsul finit. Știi care era? Omul nou. Omul nou, schimbat, transformat. Și comunismul a avut un om nou. Eu învățam la economie, atunci dădeam examene și știți ce spunea? Că în societatea multilateral dezvoltată, în comunismul de plin, acolo va fi omul nou și acolo va avea de toate și câte alte lucruri. Ei, ați văzut omul nou format în comunism. Am văzut ce vine din răsărit, l-am văzut și la noi. Niciun sistem ideologic n-a putut forma omul nou. Că oricând mi-a spus să nu fure, e tot o furat, nu? Și de-a fost sistemul ăla și a zis că toți sunt egali. Dar am putut să vedem de la primul, care era unul de te duceai, tovarul și avea acasă. Era egal? Nu era egal nimeni. Nu era. Dacă nu mai fost burghezia aia, vorba aia era burghezie părâtă. Și de tot așa lucrurile au fost. Dar acolo unde lasă oamenii pe Dumnezeu să lucreze,
Acolo, cu adevărat, oamenii ajung noi. Oameni transformați, schimbați, care laudă și îl glorifică pe Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Amin. Și în ultimul rând, v-am promis din start că mă voi axa în această seară pe trei lucruri. Deci, după ce am văzut cunoștința adevărului, este un lucru dorit de Dumnezeu pentru toți oameni. În al doilea rând, cunoștința adevărului e posibilă prin acceptarea condițiilor puse de Dumnezeu. Și în al treilea și ultimul rând, cunoștința adevărului aduce mari beneficii în viața omului. Rețineți! Cunoștința adevărului aduce mari beneficii în viața omului. Ei, când un om cunoaște adevărul, el are mari beneficii. Și aici putem să ne testăm. Eu, fratele Marcel și toți cât suntem aici. Până la urmă, poate cineva să spună, totuși e teorie ce spune pastorul. Până aici ați putea să spuneți, da, toți spun asta. Nu? Că Dumnezeu dorește ca oamenii să vină la cunoștința adevărului. Că astea sunt condițiile, pocăință și adevărat, că eu nu pot măsura pocăință, știți? Am zis odată, într-o împrejurare, de aș avea eu pocăință metru. Aș măsura pocăință, dar n-am. Nu-i apărat din măsura pocăinței, chiar am cum să măsura, nu? Din rămânere, fiecare ar putea spune, bă, te-am rămat. Dacă aș întreba, ascult de adevăr. Cum nu ascult eu? Toți ascultăm de adevăr, nu? Cum nu? Ascultăm. E, dar aici, la al treilea lucru, aici lucrurile se limpezesc foarte clar. Și știți cum? Când un om ajunge la cunoștința adevărului, el beneficiază de lucrări, lucruri deosebite în viața lui. Ceva în viața lui se petrece. Și asta este vizibil, asta o vede și el și o văd șanță. Asta se poate vedea și de el, dar și de alții. Sunt lucrurile pe care le experimentează. Dacă până într-un loc cineva ar spune, băi, e o teorie. Și ar zice, bă, dar eu plâng pentru păcat, dar eu nu mai vin. I-am văzut oameni care știu să joace și teatru. Dar uitați-vă aici. Când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, o să vedem care sunt beneficiile. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 31 și 32. Acolo unde am rămas. Dacă vă aduceți aminte, am spus o să revin. Ioan 8, 31, apoi 32. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, atenție, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Știți ce e? În limbi. Sau așa mai în limbajul ăsta modern. Oameni care nu mai sunteți dependenți. N-auziți cuvântul ăsta foarte des în zilele noastre. Dependență. Dependență de drog, dependență de tutun, dependență de alcool, dependență de pornografie, dependență, dependență, dependență. Și ce mă, nu mă doresc? Mă zice, eu nu fumez una, mă, cam păzând, nu mă poți lăsa. Zice, nu iau, nici cum, zice. Dar el zice, Hristos învie. El zice, l-o dăm pe Iisus și frumos la noi, Maramu. Pacea Domnului! Dar pe ascuns, cum o mai zis în nimeni, și fratele vostru care zice, pacea Domnului, zice, și-o pus în ceașcă de cafea lichior, zice, să nu-l vadă de atâta bucă, l-am văzut. Și-i pocăit! Nu, el e pocăit! Sunt eu de eu, e că el e păcălit! Că el încă! Ascultă, el încă e dependent, că dacă nu bea părerul ăla, el e o problemă. Uitați-vă bine, dacă vreți să vă testați, eu și dumneavoastră, de cunoaștem și am ajuns la cunoștința deplină a adevărului, observați, trebuie să se întâmple asta. Slobozenie, liber. A trăit în România un om, se numea Petru Țuțea. A fost un filozof, în timpul comunismului nimeni n-a știut de el. Dar după căderea comunismului, omul ăsta, eu am avut ocazia să îi citesc și cărțile și să mă uit, mă rog, la anumite emisiuni sau la interviuri. Mă rog, era o, ce să zic, un om deștept, inteligent, cu cunoștințe vaste. Și auziți ce spune el undeva, într-o carte, mi-a plăcut enorm de mult. Și el spune așa, libertatea, slobozenia,
este partea divină din om. Auzi? N-am citit asta, zic, bă, perfect. Ești exact în cadrul Scripturii. Libertatea slobozinei e partea divină din om. Adică dacă omul cunoaște adevărul, el are libertate. El e liber, el nu mai depinde. O, dacă nu vrei, tremură mâinile, nu? El viață dimineața trebuie să se repare. Și tot, eu nu știu de deja. Nu? I-am auzit, eram undeva la Oșel și predicam, cu ani în urmă, anul ăsta am ajuns din nou lui. Și am ajuns exact în casa aia unde am servit cândva masă cu ei. Și, mă rog, discutam noi ceva asemănător despre lucrurile astea. Și îmi spune mie, eu am spus în timpul predicii, dar să știți, am cunoscut pe cineva, mi s-a spus, la Roscova s-a întâmplat, nu altul de rog, că acolo am crescut. Și-a zis că era cineva, și l-am cunoscut, era un copil, dar mi-aduc aminte, că atât de mult îi plăcea să bea, încât la un moment dat l-a dus la popa și-a jurat. Și-a pus mâna că nu mai pil. Și știi ce-a făcut? Au sesizat-o, mi-a luat cu lingură, deja. Juca cărți. Ca să vedeți cum e. Juca cărți. Și și-o pierdut aver, ba. Și-o merg și-o jurat. Că nu mai pune mâna pe cărți. Asta am jurat el. Și știi ce-a făcut? Și-o luat pe unul și-l-a pus înaintea lui. Și el îi spune, e aia, face asta, face aia. Înțelege? Vedeți ce înseamnă? Și eu am amintit asta și îmi spun o ședinie de acolo. Zice, hai să punem mâna. Ce lucram noi la mine, la Baia Mare. Acolo, la Ilma, undeva, în Zul, plăsit cu Ilma. Și zice, a fost un roșan de-a nostru, zice, nici unul m-a, zice, de cu băutură era. Și la un moment dat, zice, inginerul, șef, au zis, gata, nu mai vin. S-a terminat. Și zice, atunci o jurat că el nu mai bea. Și l-a mai lăsat. Și zice, câteva zile la rând, așa, un mes, un mes. Și l-a băut. Însă, într-o bună zi, zice, oșanul nostru, colegul nostru, apoi a răbia. Vine inginerul, zice, ai băut numai? Și el s-a jurat. Că n-a băut. Inginerul, la un moment dat, s-a și supărat, îl spunea, cum vă zice, dar văd că ai băut. Și el, nu, eu n-am băut și n-am băut. Și până la urmă, știi ce a zis? Domnul inginer, eu jur că n-am băut, zice. Ne-am pus într-o farfurie și am demnicat chită și cu lingurile așa am luat, zice. Înțelegeți? Dar asta e dependență, să știți. Asta e dependență. Și sunt oameni, vedeți, care nu plouă. Dacă n-au lucrul respectiv. Ei, când un om cunoaște adevărul, nu o să vină să spună, da, păhărelul-i bun, că eu o să-i spun din Biblie. Că în Biblie zice, ia în cartea Habacuc, capitolul 2, versetul 14, că sunt, am avut discuție cu cineva într-o împrejurare, nu? Și i-am dat versetul ăsta. Zic, uite, bun, Dumnezeu, am vis și demonstrez mie că un păhărel e bun. Dar uite ce scrie Biblie. În Habacuc 2, capitolul 2, nu? Este un cuvânt aici care spune foarte clar, vai de cel ce dă apropiului său să bine. Vai de cel ce dă apropiului său să bine. Nu? Și numai atât asta. Îți trebuie ceva mai mult? Ei, când un om ajunge aici, nu? Versetul 15. Vai de cel ce dă apropiului său să bine. Vai de tine care îi torn băutură spumoasă. Nu? E, dar dacă și bea, vedeți dependență? Asta e dependență. Dacă un om devine liber, când un om cunoaște adevărul, el nu mai depinde. Trebuie să păcățesc cu pornografia. În zilele noastre păcăți cu imagine. Să despar familii, tine. Citeam o dată despre un criminal în serie din Statele Unite ale Americii. Nu mai dau numele, că știa. Merg și să duc la rădăcină să vadă. A omorât, a violat, a omorât femeie, a ajuns, mă rog, după aceea să fie condamnat la moarte. Și s-a dus cum a ajuns? Totul a început de la pornografie. Și câți nu stăpâniți? Câți nu stăpâniți? De lucruri imorale, de lucruri stricate. Toate astea se întâmplă. Dar oamenii zic, nu știu religios, uitați-vă imer la biserică. Îi pot să facă anumite lucruri. Dar știți care e cea mai mare durere? Că ei n-au ajuns la cunoștința adevărului. Că ajungând la cunoștința adevărului, uitați-vă ce zice Iisus. Eu nu mă iau după ce zice unul sau altul. Eu mă iau după ce zice Iisus. Dacă mă iau ce-au mai zis și alții. Și ei spun ceva în acord cu Scriptura, felicitări. Dar dacă nu, nu-i accept. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul? Și adevărul va face
Sunt opus. Ia uitați-vă, în locul alt domeniu. Uitați-vă domeniul ăsta al superstițiilor lumea oră. Câți oameni și-au trăit, nu? Câți n-au zis că pe vremea aceea nu era cum e apă, acum la robinet. Ia să merg cu gălețele. De mereu cu găleți goale, ferească Dumnezeu, trebuie să te oprești. Nu că a zice, nu mi-am erebit. Eu trecut o pisică neagră să întorce omul acasă. Nu, e libertatea aia, vă trebuie. E libertate? Este independență. Este independență, te tem de ceva. Nu? Am întâlnit odată un credincios. Mă rog. Care e păvara, zice, frate, seme. Am nu mai țin minte, zice, care ochi eu bătut. Dreptul stângul, apar, nu mi-am auzit pe la drept. Și zice, și ce dacă ți-o bătut? Dar el zice, mai ceva mi s-a întâmplat. Zic, eu mulțumește lui Dumnezeu că îți bat eu ochiul. Când îți bat ochii și că se întâmplă ceva, viața asta e o sumă de întâmplări. Dar dacă noi suntem sub îngrijirea și sub, dacă vreți, protecția lui Dumnezeu, chiar aseară la Sighet era citit psalmul 121, zice, Domnul te va păzi de orice rău, Domnul îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire. Dacă ești în mâna lui Dumnezeu, nu te iei după semne, după superstiții. Că ai acea libertate, ai acea slobozenie. Că e Dumnezeu cu tine, mărit să fie numele Tău. Hai să ne cercetăm în seara asta. Cunoaștem adevărul? Avem slobozenie, avem libertate, indiferent de confesiunea noastră religioasă. Ne poate fi dragă confesiunea. Dar ascultați bine. Până la urmă nu ne mântuie confesiunea. Unul singur mântuie Dumnezeu. Și El mântuie doar, ați auzit cum? Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Mântuirea e direct legată de cunoștința adevărului. Ei, lucrul pe care îl aduce cunoștința adevărului e slobozenia. Apoi, știți ce aduce? Ce beneficiu aduce adevărul în viața omului? Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 17, era rugăciunea Domnului Iisus. Și dacă o să vă uitați acolo, El se roagă pentru ucenici, dar se roagă, zice, nu numai mă rog, nu pentru, doar pentru ei mă rog, și pentru cei ce vor crede prin ei în tine și, mă rog, și pentru ei. Și uitați-vă ce spune. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Știi ce înseamnă? Să te sfințească Dumnezeu. Sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Domnul. Tocmai duminică în bisericile noastre a fost o lecție biblică, se numea căutarea sfințeniei. Sfințenie e un lucru foarte important. Sfințește-i prin adevărul. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Domnul. Cuvântul sfânt are două înțelesuri majore. Primul înțeles este când e pus cineva deoparte pentru Dumnezeu. Ebraicul, kadoș, care înseamnă pus deoparte pentru Domnul. Adică, el a pus în slujba lui Dumnezeu. Ia, ce s-ar întâmpla dacă fratele nostru, nu? Acum a cântat aici, cântări frumoase, a cântat așa. Și dacă dumneavoastră, bună oară, peste vă două luni, l-ați vedea undeva la Horin, la o nuntă. Vă întreb, l-ați mai chemat să cânte aici? Ce ați zice? Păi nu poate. Și la biserică, și la nuntă. Nu, dar vedeți, acum, în zilele noastre, cât e de mândru, zic moroșenii, nu? Că amu cântă, că te opri ceasta, mă vine Paștele, nu? Și eu vă dau cântăreț. Cântăreț renumiți în țară, cântă că te opri ceasta, că plângi. Și m-am uitat. Dar uite-te un pic numai pe YouTube și știi ce-i vede. E vede cum cântă același cântăreț și ăia bag din călcăie de număr. Ce s-a? Și job și cât e vrei. Nu vă întreb eu. Acolo e adevăr? Adevărul te sfințește, te pune deoparte pentru ce-ar fi. Dacă eu aici v-aș predica și m-ați vedea bancuri până la mișel de jos, să vin peste o două săptămâni, undeva într-un bim, și m-aș da la bancă și aș poveste de ora de ară în ceas. Păi nu, bă, dacă ești pus deoparte, ești pentru Dumnezeu, știi, primul înțeles, prima conotație a cuvântului. Apoi, al doilea înțeles, știți care este? Sfânt înseamnă pus, separat, de tot ce e rău, de tot ce e păcătos. Adică ăla care cântă, ăla care predică, ăla care zice pacea Domnului, ăla care zice lăudăm pe Iisus, pentru că rostește numele Domnului. Uitați-vă ce spune tot în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu.
stăm nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de nu, acum Hristos a înviat și l-a supărat și a pătat în jurăturile și tăte nebunile și prostirele, zice, nu, spune, are adevărul. N-are adevărul. Un om, rețineți, care a ajuns la cunoștința adevărului, acela e sfințit prin adevăr, adică e separat. Nu o să-l auzi în jură. Nu, nu, ești blestemă. Cum zic unii, nu, la cui citi eu psaltirea pe el și noi blestemă. Să o creadă. Că Biblia spune foarte clar cum copil al lui Dumnezeu. Și Iisus a spus, noi suntem chemați să binecuvântăm și să nu blestemăm. Asta suntem chemați. Vedeți? E separarea aceea foarte clară. Ei, de aceea, vedeți, oamenii care ajung la cunoștința adevărului, mai întâi de toate primesc slobozenie. Apoi, rețineți, sunt sfințiți, separați de tot ce e rău, de tot ce e păcătos. Apoi, adevărul ne ajută să fim cu adevărat evlavioși. 1 Tit, capitolul 1, versetul 1, în epistola asta, Apostolul Pavel, el spune aici ceva foarte frumos, ce trebuie noi să cunoaștem. Deci, Dumnezeu, Pavel, roba lui Dumnezeu și Apostolul lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, și atenție, și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Dumneavoastră, tu știi ce e evlavia, așa? Evlavia e pioșenie, cu vioșenie, sau un dicționar vie, chiar limbii române, al lui Cândia, spune așa, evlavia înseamnă dragoste de Dumnezeu și de cele sfinte. Și până aici am zice că te-s frumos. Dar uitați-vă oamenii cum ajung să nu aibă adevărată evlavia, ci doar formă. Și citim în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1, zice. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Fără evlavie, spune, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori, mai mult de plăcere decât de Dumnezeu. Și acum atenție mare, uitați-vă versetul 5, spune. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Ei, câți oameni nu-s cu formă? Și formă, dacă merg la biserică, nu iau eu, vedeți, eu nu vreau să lovesc în mine. Eu vreau să lovesc în păcat. Acolo unde omul trăiește în păcat, acolo e problema. Că Dumnezeu nu urăște omul, Dumnezeu urăște păcatul. Și Dumnezeu vrea să-l salveze pe om din păcat. Și omul urăște păcatul, unde îl duci? Mere și acolo vei la biserică și să roagă de merge, bârfește, clevetitor, ați auzit? Merge, vine la adunare, aleluia, hai de mie, dă. Ascultă-mă mie, nu te înșela omul. Pentru că Biblia spune foarte clar că Dumnezeu nu-i de acord cu forma. Și evreii aveau forma. Știți care a fost cuvântul folosit în Evanghelie? Când s-a referit Iisus la farisei și cărturari, este un termen grecesc, hupocritos. Hupocritosul era actorul din lumea greacă, care purta mască. Când juca un rol, el își punea o mască. Nu, când nu-și pun masca, când vine la biserică. El la eu. Sau, și eu merg undeva, ei au forma, ei au evlavie. Ascultați, adevărata evlavie, spunea unul din mari oameni de care Dumnezeu s-a folosit, el m-a botezat și pe Constantin cel Mare. Că m-a botezat pe patul de moarte, am eu știu. Nu. Așa scrie istoria. Că ce a fost, mai departe nu știu. Dar Eusebiu de Cezarea, acest episcop din vremea aceea, ce slujitor, spunea, evlavia înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și a viețui cu el. Nu aia e evlavia. Și când omul ajunge să cunoască adevărul, el la cunoștința, ajunge la cunoștința adevărului, el trăiește evlavia. Nu forma, ci adevărata evlavie. Se uită la Dumnezeu și trăiește cu El. Și umblă cu Dumnezeu ca Enoch, care a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și Biblia spune că a privit spre El și a fost plăcut lui Dumnezeu. Noi suntem plăcuți. Și încă ceva, un alt beneficiu. Și apoi mă apropie de încheiere. Uitați-vă bine. Când
Omul ajunge la cunoștința adevărului. Adevărul aduce slobozenie, îl sfințește, apoi mai departe, adevărul îl face să trăiască evlavia, adevărata evlavie, și apoi cu un beneficiu. Nu vreau să veți găsi mai multe. În Biblie eu rămân doar la astea. Uite că am și deschis aici. Eu am patru. Toți ați auzit de samariteancă. Femeia aia păcătoasă, cu un trai, cu cinci bărbați, ăla pe care l-avea nu era ei. Și uite, da, Dumnezeu s-a milostivit și de el. Că Dumnezeu iubi păcătoși. Nu zis, Dumnezeu iubi păcătoși. Și o chema la el, oricât de farisei și cărturare spune, ia mănâncă cu păcătoși. Dar Iisus a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprioniți, ci pe cei păcătoși, a zis Domnul Iisus. Ei, ăia care să căiesc, care să torc la Dumnezeu, păi cheamă Dumnezeu. Și o cheamă și pe femeia asta, se oprește Domnul. Era acolo femeia asta. Și la un moment dat, Iisus intră așa în discuție cu ea. După ce ia femeia deja, ea e interesată de un lucru. Și auzit ce spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 4, versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Și uitați-vă ce zice. Femeia, zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui. Nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul. Și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl, nu? Ce ziceți? Un alt beneficiu, rețineți, un alt beneficiu al oamenilor care ajung la cunoștința adevărului este că se închină corect. Câți oameni nu se închină zilele noastre? Dar de multe ori închinarea poate să nu fie primită de Dumnezeu. Pentru că adevărați închinători ai Tatălui se vor închina în Duh și în adevăr. Dar asta ce însemnează? Știi ce însemnează asta? Ca să te poți închina lui Dumnezeu în adevăr, adevărul trebuie să locuiască în tine. Și uitați-vă, ca să-ți fie, fie primită închinarea, în Psalmul 51, dar, spune la un moment dat, aceste cuvinte atât de importante, versetul 6, 51 cu 6, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Nu, era adânc. Atunci te închină la adânc. În Psalmul 15 spune, Doamne, cine va locui în versetul 1? În cortul tău. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Spune Psalmul 15. Și apoi versetul 2 spune așa. Cel ce umblă în neprihănire și spune adevărul din și presupunem minți în șer și dacă nu e acolo adevărul și tot închid. Primește Dumnezeu închinat. Auzi ce spune? Iisus spune. Dacă zice eu, spune, mă, bumbă ăsta nu m-a inventat. Nu, Iisus a zis. Închinătorii adevărați ai Tatălui se vor închina în Duh și în adevăr. Adică adevărul e în inimă, adevărul e pe buze și spune Ioan în cele două epistole, a doua și a treia, el spune așa în versetele 4, care sunt de altfel și versetele cheie ale epistolei. Spune e, mă bucur, spune. Ioan, epistola a doua lui Ioan, versetul 4. Uitați-vă ce frumos spune aici. Ioan, acest ucenic al iubirii, m-am bucurat mult când am aflat pe unii din copiii tăi, umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Auzi, umblă în adevăr. Versetul 4 din a treia epistolă. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Ei, dar umblarea asta în adevăr presupune că omul trăiește în adevăr. În a treia epistolă Ioan, în capitolul 1, el spune aici, în versetul, de la versetul 7, chiar citim, zice, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus. Fiul Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri
și adevărul nu este în Doamne. Frații, surori, prieteni dragi, eu ajung la încheierea predicii. Ce doresc eu în seara aceasta? Doresc ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Și să ne ajute să putem cunoaște adevărul. Amin. O, cât de important este ca oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Am arătat, Dumnezeu este interesat ca oamenii să cunoască adevărul, nu? Cunoștința adevărului este un lucru dorit de Dumnezeu pentru toți oamenii. În al doilea rând, cunoștința adevărului e posibilă prin acceptarea condițiilor puse de Dumnezeu. Și ne-am arătat acolo. Pocăinți, aduceți aminte, nu? Rămânerea în cuvânt, ascultarea aceea de adevăr, care este extraordinar de important. Apoi am văzut în final, în al treilea rând, cunoștința adevărului aduce mari beneficii în viața omului. Și am putut să vedem slobozenia, am putut să vedem sfințirea, am putut să vedem trăirea nevlavie și am putut să vedem închinarea corectă. Domnul să ne ajute să putem să ne închinăm noi. Poate până în seara asta am avut concepțiile noastre despre cunoașterea adevărului. Mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze. Amin. Și să ne ajute să putem să trăim adevărul. Amin. Dacă păcatul este care și stă între noi și Dumnezeu, în Ioan spune, pentru cei care poate cândva au ajuns la cunoștința adevărului, dar s-au depărtat. Și pentru cei care încă n-au ajuns, cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Auziți? Uitați-vă, cine e? Pe Iisus Hristos cel nedrept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale dragilor. Să venim la El. Și Doamne, iartă-te păcatele. Amin. La fel cum am început cu rugăciunea, am vrea să încheie mărtășia din seara aceasta tot cu rugăciunii, de aceea haideți să ridicăm rugăciunea în picioare și pe fratele Simeon Bolvar, rosti și această rugăciune din încheiere. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Bunule Tată, îți mulțumim că ai mai lăsat la dispoziția noastră această seară. O seară de azi. O seară în care Tu ai privit spre noi cu milă, cu îndurare. O seară în care bunătatea Ta și dragostea Ta și îndurarea Ta ți-o arăți față de noi. Și ne-ai mai lăsat cuvântul Tău ca să putem înțelege că Tu dorești ca oamenii să vină la cunoștința adevărului. Doamne, mă rog pentru tot ce-i prezenți în locul acesta. Pentru cei care au ajuns să cunoască adevărul. Dar și pentru cei care n-au ajuns încă să cunoască adevărul Tău. Doamne, noi am înțeles condițiile pe care le pui Tu. O, vrem ca fiecare să ne pocăim, Doamne, să fim pocăiți adevărați. Să putem fi acei oameni, Doamne, care să rămânem în cuvântul Tău și să ascultăm de adevăr. Și ascultăm de adevăr să putem vedea acele beneficii atât de importante în viața noastră. Doamne, slobozenia e un lucru pe care Tu îl dăruiești celor care au ajuns la cunoștința adevărului. Dacă sunt oameni aici stăpâniți de patimi, de păcate, dacă sunt oameni care n-au putut să se lase de anumite vicii, Doamne, și n-au acea libertate în ființa lor în această seară, Te rog, coboară Tu prin harul Tău. Și dă Tu libertate, dezleagă Tu, tai orice legături. Și slobozenia, libertatea, să coboare în orice suflet. Tu ești Cel care sfințești, vrem să fim doar pentru Tine, să Te slujim pe Tine, să Te onorăm pe Tine ca Domn și Mântuitor al nostru. Vrem să trăim evlavia,
Și vrem, Doamne Iisuse, să ne închinăm Ție, pentru că adevărați închinători se închină în Duh și în adevăr. Și vrem ca în marea zi, când vei veni în slava Ta, să ne duci acolo la Tine. Ajută-ne la aceasta, Doamne! Binecuvântă biserica Ta de aici! Binecuvântă frații și surorile! Întărește-i Tu, sprijinește-i Tu! Mâna Ta să fie întinsă peste biserică, peste conducerea bisericii. Mă rog pentru prietenii, pentru cei care nu s-au rușinat și au venit astăzi în casa Ta. Lucrează Tu, Doamne, la inima lor. Cum ai deschis inima lui, deschide-i orice inimă. Și fă ca adevărul Tău să pătrundă în orice inimă. Și oamenii să Te poată sluji, să Te poată onora. Binecuvântă localitatea Mișel din Jos. Oamenii din această localitate, mântuiește Tu, Doamne. Binecuvântă Maramureșul, binecuvântă România. Binecuvântă lumea cu pace și cu liniște. Și oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Aceasta dorești Tu, Doamne. Pentru că cei care vor ajunge la cunoștința adevărului, într-o zi vor fi cu Tine, acolo în slavă. Vrem să ajungem acolo. Ajută-ne, Doamne. Iar acum îți mulțumim pentru cântare. Îți mulțumim pentru cuvânt. Îți mulțumim pentru ascultători. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit. Când ne asculți rugăciunile. Iar noi plecând de aici îți spunem, vino cu noi. Și nu ne lăsa singuri, ci însoțește-ne Tu, călăuzește-ne Tu, povățuiește-ne Tu, binecuvântă-ne pe noi și familiile noastre. Iar noi Te vom slăvi și Te vom onora. Pe Tine, Dumnezeule Tată, pe Tine, Doamne Iisuse, și Duhul Sfânt, de acum și până în viață. Amin.